Discutăm cu Victor Angelescu, acționarul de la Rapid. Bună dimineața, domnule Angelescu. Mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bună dimineața. Ce faceți? Ce mai e pe la Rapid? Ce se mai întâmplă? În momentul ăsta, ce să facem? Întrebăm, e pauză. Suntem interesat în Uniunea Națională acum. Da, asta, da, dar cum a fost? A fost pauză? E pauză? Adică sunt câteva zile de pauză și după aia antrenamente? Sau cum e programul? Nu, au relat antrenamentele de astăzi sunt antrenamente. Așa. Și bine, na, cum să fie. Vin după vreo de bună. Ne pregătim pentru meciurile care vin. Starea jucătorilor accidentați, ceva noutăți, ceva vești că ar putea reveni mai devreme decât era anticipat, decât se prognoza acum 2-3 săptămâni când am mai vorbit, sau? Nu, doar la Emers, așa cum am spus, probabil că va fi apt pentru ultimele meciuri din acest an. Calendaristic, ci okay. Astoi, Pepiru și Rachmani, nu. Cu Kevin Sonin ce se întâmplă? Va fi apt după pauza asta? Va fi apt și el, dar după pauza asta sperăm să fie apt din punct de vedere fizic după această pauză să fie și el apt. Problema la el care a fost? Adică a avut o accidentare sau nu era pus la punct cu pregătirea fizică? Ambele. A venit, nu era pus la punct cu pregătirea fizică și când a jucat în acel amical a avut și o problemă medicală după. Și acum e apt? Acum, în momentul ăsta, mi sperăm să fie după această pauză. Să putem să ne bazăm pe el după această pauză, încă mai are un pic.